ka un emo kid. Dar cine e emo cu adevărat aici? Să fie muzica. E bun, da? Salut și bine v-am găsit la un mic Q&A alături de... Plai, Alex, frata! Ia, priviți ce pot să fac. Revin. Andrei Sovea ne întreabă. Cola lime sau cola cu vanilie? Eu am să aleg cola cu vanilie pentru că îmi place mai mult. Eu aleg cola lime pentru că peste mai dulce, nu știu, îmi place mai mult. Fiecare cu preferințele lui, la el e mai dus cu avion, cu mai primul avion. The Master of Music întreabă. Mai vii la Albina? Da, probabil o să mai vin. Mai cumpăr și ceva în care? Foame mare, na. Când am bani, posibil să mai vin, nu știu. Nu prea am ce face pe acolo, na. Insta Bogdan întreabă. Te dai iarna cu bicicleta? A fost o perioadă în care ne-am dat, dar după ne-au venit mințile la cap și nu ne-am mai dat. Pentru că, după ce am căzut și ne-am venit. După ce țin minte prima oară când m-am dat, am coborât dealul ăsta de aici în care o iei în centru, la catedrală în centru. M-am dus așa frumos și închid olea cu ochii și când mă trezesc, merg așa vreo 5 metri, mergeam cu spatele, nu mai mergeam cu bicicleta deja, deci noi mai mult mergeam cu capul, cu dinții. Lorena întreabă. Care este tipul tău preferat de cola? Cum am spus, cola cu vanilie. Mie lime îmi place cel mai mult. Sincer, e cea mai bună aromă. Nu știu, așa îmi place mie. Grinch întreabă, în ce zonă din Suceava stai? Păi eu stau în centrul orașului. Da, eu stau pe Ione Culce. O stradă foarte frumoasă. Să pun un screenshot cu gropile alea. Tudi 04 întreabă, când mai ieșim pe afară? Dacă ar fi să zicem așa, nu prea îmi place așa să ies pe timp de fric, pentru că, na, proces, pana mea, e softul meu. Alex 2K19 întreabă, pe ce profil ești la E3? Pe mecanic auto, dar să sperăm că termin mecanic auto și mă duc la, nu știu, medicină. Nu mai dacă piciorul că mișc camera. Păi, nu mai baterii, bă. Taci! Deci eu prefer... Lasă, gata. Maier Costel întreabă, cum te înțelegi cu Cristian? Eu mă înțeleg foarte bine cu Cristian. E un tip super de treabă. Tot, la fel, mă înțeleg ok, chiar suntem prieteni foarte vechi și colaborăm așa în general. Are și el canal YouTube, nu uitați, intrați în descriere, că aveți link-ul lui în descriere, nu așa e. De la aproape tot avem. Da. Și da, e un tip destul de treabă, mie îmi place de el. JosieT_17 întreabă, ce faci în timpul liber, în afară de YouTube? Păi... Îmi place să patinez, cum o zici și prea extrata. Cu dinții el patinează. Mie îmi place, nu știu, să mă joc, să ies în oraș foarte mult. Îmi place să ies în oraș cu prietenii mei, adică cu Cristi, cu Emi, cu Alberto. Andrei. Lăsați-l pe Andrei deoparte. Hai și Andrei, da, hai. Andrei, ce bine, Andrei. Andrei, când îl chem la bec, știți cum, ia becu așa. Face așa și ca de mâncarea gurii. Croner ne întreabă, dacă ești rață, de ce nu stai pe lac? Pentru că nu sunt rață, rață este doar numele meu de familie, frate. Era o glumă. Era o fucking glumă. Și asta e o glumă. Minus mă întreabă, dacă n-ai idei... Apelăm la Q&A. Căfă. Nu mereu, când avem, eu de obicei când am idei, încep să cânt. Pe dupul, nu te joci cu focul, nu te arde prost, ar putea să râng jocul. Nu pleacă de aici, lasă-mă să fac filmul, pentru noi e easy, tot o să prezi ritmul. Ei, nu te iei de-ai mei, ei, ai grijă cu ei, ușor cu figura și mai lasă drama. Eu nu îți prea rău, eu doar ajut karma, wow! Nu sunt efecta, doar ascultă-mă ce zic. Dacă ești cu noi, nu ți-o ardea iurea trist. Nu amici cu noi dacă n-ai nimic de zis. Nu te rog să mă fac, nu te vezi. O să iasă foc, totul este mult prea lit. O să dai din cap pe piesa asta într-o lume. Dacă stai în drum, te trag până la abis. Sunt de la alte nivele, tu sigur nu te-ai stins. Deci dacă n-ai cadre bune. N-a fost aici. N-a fost aici. Nu, no. Cristi, vezi ce efect fain de fum. Bagă și fisa, două sasuri ca Mona Lisa. O foaie, pe sună niște culoare. Asta fac eu când am idei, tu ce faci? Apelez la Kenny.
Bună, mă gândesc cum spune ce-ul. X Dr. Monster IT întreabă, unde stai? Păi mai s-o dată, stau în centru. Ioane Culci. Rămâne valabilă varianta cu Ioane Culci. Ce PC ai? O să aveți pe fața lor rață toate componentele și... Tot Andrei întreabă, te mai joci Minecraft? Din păcate, da, ocazional. Te vântul în față, eu n-am niciun chef de viață. Tot Andrei întreabă, pentru că el s-a gândit să lase câteva întrebări. Câți bani faci din YouTube? Okay. Când o să fie postat ăla de Crăciun? Au fost postat. Și a fost postat de Crăciun. Da. Tot Andrei întreabă dacă mai mănânc aloe vera. S-a dus să iei aloe vera. Da, da, aloe vera este foarte bun. Urăște om. Ce zic? Nu știu dacă a auzit, dar el se spală acum. Și pe cap, și pe burcă, și peste tot se spală. El e o persoană care nu prea preferă să se spele, știți, în general. Tot îi spun, du-te mai și spală-te. Eu omul de spălat, că îmi place mai mult. Ai zis ceva? Nu, n-am zis nimic. El e și surd, băieți, da, da, vezi ce-ți vorbesc cu el. A fost un prorop să îmi arată că... Așa sunt oamenii din ziua de astăzi, sunt scârboși, n-aveți ce să le faci. XDR Monster XIT ne întreabă, câți giga ai la telefon? Eu am 64 și eu nu 30. Le ajung nici aia. Cred că data viitoare când o să-mi iau telefon o să-mi iau de minimum 256 de giga. Sau dacă nu o să iau un car, că frate, nu mai încap filmele și nimic nu mai încap pe el. Cât mai jucăm Roblox sau ceva? Eu nu mai joc Roblox, din păcate. Nu mai am pe ce să joc Roblox. Nu joc Roblox, n-am jucat Roblox. Am jucat când eram mic, da. Când aveam... 14 sau 13, când aveam 13 ani jucam Roblox. Și-o plăcea, adică jucam cu mai mulți prieteni, știi? Nu jucam singur de asta. Cont secret. Nu e chiar așa secret, după părerea mea. Așa e că joci Minecraft cu mine. Nu cred că cu mine. XDR Monster IT ne întreabă din nou, câte viteze ai la bicicletă? Eu am o viteză una și bună. Eu am 3 pe față și 3 pe spate. 3 pe față și 9 pe spate. Ok, băieți, s-a terminat bateria la DSLR, așa că... The Rainbow Gang întreabă, ce componente ai? Tot pe fața lui Play Alex, dar o te aveți aici. Robin întreabă, când ștergi episodul? Care deja ai șters. Pe la în care i-am dat cu pumnii în cap? Nu mă, băule, ăsta Q&A eu cam să-l șterg pe ură. Și aveți linkul în descriere, helper pe Bizon pe Sam. Eu nu-l dat pe lista, știi că l-o șterg, bă, i-a auzit și nici. Face clipuri de Sam și din când în când vloguri, e mișto, trece și pe la el. The Rainbow Gang întreabă, ai terminat de mâncat? Da, am terminat de mâncat. Malina's Vlog Cool întreabă, ce vei posta în sketch? Sketch a fost deja postat. Practic... Un episod special de Crăciun, nu? Nici eu n-am știut ce o să fie în el, dar... Ce să vă costumez un Batman și a zis, bă, mă costumez, m-am... Și după ne-a văzut poliția și ne-a claxonat poliția. Și a zis, gata, eu nu mai intru în biserică, nu mai primez nimic. Joelii chiar a început, a luat o rază, mă mântă. Doamne, băi, cum nu îmi faci? Nu contează cum veni, bă. Cristi M întreabă, aveți și de la el link în descriere, frate, ai Cristi. Vrei bani să întorci cu lopata? Vreau bani să întorc cu lopata. Totul să vină, dar gata. Muncă puțină, dar... Mă refer, cum, de acum a venit chestia asta? Adică, pun banii pe covor... E o metaforă. Iau lopata și întorc banii cu lopata, sau cum? Ce părere ai despre canalul la iGamer ăla? Păi na, m-a ajutat, uite, am filmat... Ce am filmat? Am filmat pe PS4 pentru sketch, mulțumesc, iGamer. Aveți și de la el link în descriere, ești super... Părerea mea că... Da, un canal de... nu, stai alea. Cum au formulat el acolo? Ce părere ai despre canalul? Taci, gata, tu taci acolo. Sebastian Paic întreabă, care e cel mai mișto joc multiplayer pe care l-ai jucat vreodată? Cred că Sampu, că l-am jucat foarte mult timp, acum nu prea mai joc. Bă, după mine ar fi ori GTA Online, ori... Nu, GTA Online nu merită. De ce? E un joc destul de ok. Sampu, FiveM-ul, astea-s mișto. Adică Sampu poți face mai multe chestii față de alte jocuri. Dar și alea sunt niște jocuri destul de ok, GTA 5 și Mind of Forest. Mie alea îmi plac. Oca Cola întreabă,
Cât ai mărimea la șlap? Voiam să arăt că 40, da, nu se focalizează, așa că da. Watermelon Production! Oh, Watermelon Production! Când mai filmez cu Watermelon Production? Nu știu, probabil în vară. Când mai iasă pe afară? Când mai iese pe afară? Când mai iese pe afară? Îl bate româna. Păi cam atât cu acest episod, eu am fost Emil, pa! Hei Alex, Rata TV!